spunea, cu toții ne dorim dinți perfecți. Contribuie din plin la un aspect fizic plăcut, dar sunt și un semn clar al sănătății. Mai mult, un zâmbet relaxat stârnește încredere și poate crește succesul în relațiile pe care le stabilim cu cei din jur. Astăzi, tratamentele dentare performante ne pot ajuta să obținem o dantură impecabilă. Ne explică astăzi cum este posibil acest lucru medicul Delia Mihai, specialist în estetică și protetică dentară în cadrul Identity Clinic. Bună, Delia! Bună! Spune-ne, ce reprezintă de fapt estetica dentară? Estetica dentară este o ramură a stomatologiei care se ocupă cu crearea de zâmbete perfecte, atât din punct de vedere estetic, dar și funcțional. Este bine cunoscut faptul că zâmbetul este unul dintre cele mai importante mijloace de comunicare non-verbală și atunci era normal să se axeze puțin și pe ramura aceasta. Din categoria procedurilor prin care obținem zâmbetul perfect se numără albirea dentară, fațetele dentare și coroanele dentare. Spune-mi, te rog, când sunt indicate fațetele și când sunt indicate coroanele dentare? Fațetele dentare sunt recomandate în momentul în care avem mici modificări, mici malpoziții, da? Acele înghesuiri dentare, mici spațieri dentare sau modificare de culoare. Da? Coroanele le putem folosi atunci când avem probleme mai grave de rezolvat, da? Malpoziții mai grave sau probleme ocluzale, adică de mușcătură. Delia, spune-ne în ce constă albirea dentară și ce putem obține cu ajutorul acestei proceduri. În primul rând, albirea dentară nu este recomandată oricui. Albirea dentară se face la acei pacienți care au un strat de smalț destul de gros și permite acest lucru, pentru că smalțul este cel care se albește și nu dentina. Presupune un proces chimic, un peroxid de hidrogen sau de carmamidă, care vine și intră în canaliculele dentare și, practic, soluția aceea albește dintele. Nu este complet inofensivă, da, și tocmai de aia este recomandată numai la pacienții care au dinți sănătoși. Spune-ne în ce constă pas cu pas aplicarea fațetelor dentare și ce ar trebui să știe persoanele care vor să recurgă la fațetele dentare. Într-o primă ședință, trebuie să stabilim foarte bine cu pacientul de pe scaun ce anume își dorește de la noul zâmbet pe care îl va obține. Pentru că dacă este vorba de mici modificări de poziție, așa cum am vorbit, atunci ne axăm doar la dinții care au probleme. Dacă vorbim de o modificare a culorii, aici se schimbă lucrurile. Da? Trebuie să vedem exact ce anume dezvelește omul în momentul în care vorbește sau în momentul în care zâmbește și atunci luăm acel număr de fațete. Se poate face o simulare, atât o simulare directă, cât și o simulare digitală. Există un program, se numește Digital Smile Design, care poate proiecta viitorul zâmbet al pacientului și atunci el pleacă de la cabinet având o idee despre cum va arăta la finalul tratamentului. Bun, după ce am stabilit exact ce urmează să facem, în următoarea ședință se trece propriu-zis la șlefuire și amprentare. Șlefuirea asta se face ghidat, adică în funcție de ceea ce am stabilit că vom face, sunt chiar dinți din care nu se ia nimic, adică nu se șlefuiește nimic pentru că nu e cazul. Poziția lor ne permite să nu ne atingem de ei. După ce am șlefuit toți dinții, trecem la amprentare. Amprentarea este una, la fel, digitală. Toate informațiile sunt transmise ulterior laboratorului, la fel cu ceea ce am discutat în prima ședință cu pacientul, iar în cea de-a treia ședință deja dinții vin la gata. Da? Adică undeva pe la maxim 2 zile, pacientul poate pleca acasă cu un zâmbet mai alb și mai frumos. Care sunt regulile de igienă pe care ar trebui să le respecte pacienții cu fațete și când interveniți dacă una dintre fațete suferă un accident, să spunem? Igiena este una normală, da? Așa cum spălăm dinții naturali, așa spălăm și dinții cu fațete. Controle se fac, odată la 6 luni cel puțin, pentru a monitoriza și mușcătura, să vedem dacă s-au produs modificări sau nu, pentru că este fiziologic să se producă aceste modificări. Verificându-le, cumva prevenim ceea ce ai zis tu cu fracturile. Da? Bun, se mai face o gutieră de protecție, de obicei, la finalul tratamentului, pe care pacientul o poartă în timpul nopții.
Astfel se evită micile accidente datorate mai ales bruxismului nocturn. Ce ai observat? Aceste proceduri dentare estetice le îmbunătățesc oamenilor zâmbetul, starea de spirit și de ce nu chiar viața după ce recurg la ele? Da, este senzațional ce se întâmplă cu psihicul omului după ce își pune fațete și schimbă zâmbetul. Întreaga viață se schimbă. Deci, încrederea în sine crește foarte mult și relaționarea cu cei din jur se schimbă total. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, le recomand toată inima. Delia, îți mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!